A fost încă o noapte de distracție la festivalul Summerwell. Iubitorii de muzică au rezistat până târziu în noapte. Au dansat și au cântat pe ritmurile pieselor preferate. Trupa britanică Arctic Monkeys a fost cap de afiș. Este și motivul pentru care ediția de anul acesta a fost sold out. Domeniul știrbei a fost neîncăpător noaptea trecută. Mii de tineri au fost la Summerwell, pregătiți pentru încă o noapte de distracție. Le recomandăm să se distreze, să danseze și să se bucure de ediția aceasta pentru care am muncit foarte mult. Și ne bucurăm că îi avem pe toți alături de noi. Cea mai așteptată trupă a serii a fost Arctic Monkeys. Trupa de rock a venit pentru prima dată în România, iar fanii au fost extaziați. Astăzi e super aglomerat pentru că, na, cred că e cea mai aglomerată zi fiind Arctic Monkeys, dar e foarte fain vibe-ul. Îmi place foarte mult Summerwell, cred că este festivalul meu favorit, sincer, din cauza vibe-ului. E mult mai chill, oamenii sunt mult mai ok. Iar pentru un festival, tinerii și-au pregătit și o ținută cât mai spectaculoasă. Am venit să metalez clipiciul și să mă ating de oameni, să le dau clipici. Poftim, toată lumea clipici. Așa, gata. Înseamnă, mai am și aici, ia și aici. Așa, toată lumea. Am clipici pentru toată lumea. Sincer, din partea mea, cu o săptămână înainte să ne facem outfiturile. Sunt un pic mai goth, mai punk, alternativ, aș putea spune. Iar muzica și atmosfera de la festival au mers foarte bine cu o mâncare pe măsură. Sunt 7 ani că fac Summerwell. Am făcut câteva preparate italiene, niște calzone, niște trămizini venețiane, niște placinte uriașe românești. Organizatorii au vrut să se asigure că toată lumea se distrează în siguranță. Mai multe echipaje de poliție, jandarmerie și smurd au fost pregătite să intervină. Și pentru a conștientiza ce înseamnă consumul de substanțe interzise, agenții antidrog au realizat o simulare care induce efectele acestora. E o experiență pe care ar fi bine să nu încercăm și în viața reală. Adică e foarte, foarte ciudat și nu e de încercat. Acești ochelari în set de 3 imită efectele consumului de alcool la volan pe timp de zi și noapte. Peste 60.000 de tineri au fost seara trecută la Summerwell, iar petrecerea continuă și astăzi în ultima seară a festivalului. Pe scenă vor urca cei de la Nothing But Thieves.